fericile iubirii. Pernăș supărat foc și-ar fi dorit ca toți concurenții să poată cunoaște orice fată și să poată lupta pentru ceea ce își doresc. Nu înțeleg de ce să te simți inferior când altul a făcut un pas înainte. Eu am realizat un lucru. Trebuie să fii direct, să te doară fix undeva și să faci ceea ce simți. Sabrina nu era fata potrivită pentru tine. Pe mine nu lucrul ăsta mă deranjează că m-am asumat, ci mă deranjează cum se pune problema acum că din vina mea voi nu puteți să cunoașteți fete. Eu ce am zis fac, o să lupt până la capăt pentru ea, că asta aș eu. Ne și bați. Încă. Ha. Păi mine ce mă supără e că numai ăia care nu au pe nimeni și nu vorbesc cu nimeni, ăia vorbesc de toată lumea. Da. Când ești direct sincer și ți-a stat un ești luat de prost, asta e viața, ești luat de prost. Atunci lasă să vină încă unul care își face 5 topuri, care gâtă cu gâtă și... Mai poate nervi. Mai ai? De-abia am început, Vali, stai. Un cuplu că te declar tu, nu când zic alții, lasă să zică. Și acum? Dai seama că tot pentru ea lupt. Hai mă, nu, pentru că e mare frică. Hotărât cu intenții clare, Pernăș încearcă să le insufle și altora spiritul de combatant pe frontul iubirii. Se vede când lupți pentru cineva, nu când îți faci cuplul numai să fie făcut. Eu explodam la chestia aia, dacă vedeam, explodam. Mă abțin, mă. Nu mai te abții, frate, n-ai ce să te abții. Care e răspunsul? Care? Andreea, dacă bagă în seamă sau dacă nu. Dacă bagă în seamă și e influențabilă și așa mai departe. Când ieși pe terasă și am văzut cum s-o schimba starea, frate, clar a fost influențată. Cum pot eu să te opresc pe tine ca femeie să mergi să vorbești cu bărbat? Ești prea agitat acum. Ești nervos. Trebuie să fii și cumpătat și trebuie să fii, nu gata tot ce acalul dă înainte, că așa vreau eu și mând de acum. Să nici nu faci mare zarvă și mare nebunie că așa ești tu, că nu iasă nimic bun. Că stai așa, nu înțeleg, vin direct. Acum văd că de 5 minute ești așa, dau, așa, tai, gata, trec, fac, bag. Dacă el o simți să o pupe pe Andreea și nu o pupa seară, bă, un sărut, că vine de la el. Nu trebuie să stea Andreea așa și el să vină? Da, putea să-mi întoarcă capul, nu? Da, frate, putea să-mi întoarcă că nu vrea și da, se vedea. S-o văzut indiferența Sabrinei, da, interior, altceva s-o văzut. Și pentru mine asta contează, interiorul, nu și se vede ce exprimă. Păi mi-a luat tot cheful, ești nebun la cap. Se putea discuta a doua zi sau să ia pe Andreea de-o parte a doua zi. Da, mă, Cosmin, dar cum crezi că decur lucrurile, frate? În seara aia când au văzut că eu cu Sabrina am ieșit de acolo și era supărat, toată lumea, ba în mine, ba în ea. Că rău e foarte simplu să faci. Tot timpul. E greu să faci. Tot timpul. Rău, mă apuc acum și zic, ești nebun, dau drumul la gură. M-am dus cu el pe terasă și am zis că te-l arunc, Baron. Ești sigur de ceea ce ai făcut? Ești ok de pasul? Pentru că, uite, o să vină lucruri când dă lumea în voi. Ești pregătit? Toată lumea a văzut numai rău. Cum că noi ne-am băgat în relația lor, cum că nu suntem de acord, cum că dăm în el. Dar am discutat față de el și am zis, bă, uite, asta credem noi. Poate o să se întâmple asta, ești pregătit? Te-ai gândit ce o să faci? Dacă am un sfat. Da, mă, dacă ați faci și da. Ca discuție. Leo a zis, bă, mie nu-mi place Sabrina, nu ne-am potrivit. Cu Tărescu a zis, bă, mie nu-mi place Sabrina, nu... Acum că m-am dat de-o spate, cu ce, frate, te-ai simțit așa? Și arăt foarte curios. Crezi că ne bați. De-aia? Mie mi-a fost frică, sincer. Eu trăiesc în teroare de când am venit în casă. Eu nu pot. Când aud perne și tremur. De cine îți place, Sibi? De Sabrina. Ia uite. Ai auzit, bă, de cine îi place de Sabrina? Vezi că tu ei. Păi de ce am adus și vorbi cu ea astăzi? Nu, vezi. De ce nu te-ai dat la ea până acum? Mi-era frică că n-am poate. Nu pot să stau în casă. Că era frică. Da, mă, dar lumea de afară vede lucrurile astea și bă, își pun întrebări, bă, ăsta. Chiar îi bate pe ăștia, mă, pe la bun gas. Da. Ce le face? De-aia a fost 20.000 pe Antena Play. Să se uite, să vadă când ne bați. Și chestia asta cu Cosmin, cu alcool, mi s-a părut chiar urâtă. Pentru mine s-a stricat un moment, ești de mă? Am simțit să fac chestia asta. El sau alcoolul în el? Asta e cea mai mare problemă. Frica de respingere. Pentru că dacă Andreea și încă trei fete le place de mine și au văzut că eu am îndreptat spre Sabrina, pe ele, au făcut frica de respingere și gata, arunc săgeți. Bună, ești ok? Vrei să te consolezi? N-am nevoie de așa ceva. Pentru că pot să mă consolez singur. Ia să-mi mâna. Nu, n-am făcut-o niciodată aici. De-abia azi două săptămâni. Stai să vezi. Capricile iubirii. Pernăș, ți se pare că oamenii din casă sunt fățarnici? Da. Vreți să vă mint? Da. Hai cu subiect și predicat. Cu subiect și predicat. Cine? Nu. Și de cine? Nu și de ce? Nu e vorba de cine și de ce, e vorba de o mare, de oameni care aruncă cu săgeți în mine în felul următor. Cine aruncă cu săgeți în tine? Mamele, anumiți băieți, nu Dar știu. Dar ce au să-ți spună? Hai, calmează-te un pic, că înțeleg că ești destul de... agitat și da. Vă spun și de ce, pentru că când a fost vorba de Aron, s-a grăbit. Când a fost vorba de colegul meu drag și scump, se dă la toate. Când vin eu că-s direct, că mi-asum, se dă în mine.
Și mi se pare foarte absurd să nu poți face un pas ca bărbat spre ceva ce îți dorești din cauza mea. Nu am înțeles. Nici... Da, știi că ai fost foarte ambiguă acum. Dacă vrei să cauți nod în papură, poți să găsești oricui, știi? Păi asta zic. Dar nu înțeleg de ce, când am întrebat dacă tu crezi că cei din casă sunt fățarnici, ai spus că da, tot n-am înțeles asta. Că arunc așa în mine. Adică tu crezi că mai sunt și alți băieți care au plăcut-o pe Sabrina și care acum ies la atac? Nu, n-am crezut asta și nici nu îmi păsa lucrul ăsta, am zis de la început. Dar acum că văd că se tădă în mine cu apă, cu orice, că eu am făcut, că eu m-am dus, că eu am făcut, că nu. Mi se pare că da. Și nu mă deranjează, că e alegerea ei ca femeie, ea trebuie să aleagă, nu eu. Că am făcut de ceva ce am simțit, am făcut. Dar nu o să mai fac nimic ca să nu mai fie discuții. Păi da, cum? Când nici nu mai știu cine a zis. Mie îmi place Sabrina, e zi, ia vezi că... Era glumă. Eu am spus că nu îmi place Sabrina. Era... Faptul că îmi place e Sabrina. E o glumă la noi. Sebastian, dar ție chiar îți place Sabrina? Îmi place Sabrina. Doar că l-am lăsat pe Perne să-și facă... Talentul. Talentul. Și altă chestie. Când zicea Sabrina, orice băiat care a mers să vorbească cu ea, a fost cu Perneș în gură. E vina mea că a mers un băiat și Perneș. Nu, n-am da, da, poate au fost și alte fete care au vrut să te cunoască pe tine și tu le-ai pus stop. Da, eu am vrut să pun stop. Dacă au vrut să mă cunoască, putea să vină la mine și le spuneam înapoi, stop. Păi, și Sabrina a zis că ea vrea să te cunoască doar pe tine, nu, Sabrina? Da. Și tu ai zis, cumva și ea i-a oprit pe băieți, nu? Și tot tu ai zis că vrei gesturi și vrei să vezi că el vrea să te cunoască. Și în momentul în care el a început să-ți ofere gesturi, să vrea să te cunoască, să facă tot felul de chestii, să-ți arate că ești importantă pentru el, tu ai făcut 7 pași în spate. Da, pentru că... Dumnezeu să te mai înțeleagă și pe tine. Ba da, pentru că e foarte multă presiune pusă pe ea. Am înțeles lucrul ăsta. Probabil și acțiunile tu mele... crezi că ea voia să te cunoască în continuare, dar că ceilalți au pus presiune? Da, da, și vreți asta. Să fi vreți să fiți lăsați în pace? Asta da, e de fapt? Da, eu chiar vreau să și tu crezi că dacă o să vă lase lumea în pace și veți face pași în spate, veți avea timp mai mult să vă gândiți la voi doi? Posibil. Posibil. Bine, eu vă las, dar e cineva la telefon care nu vrea să te lase. Pe mine? Pe tine. E clar. Bună seara, doamna Valeria. Bună seara. Bine ați venit alături de noi, mă bucur să vă cunosc. Bine vă găsesc, bine vă revăd. Andrei, dragă, ce faci? Bine fac. Andrei. Aici, prezent. Uite-te la mine, dragă, că vă la tine. Nu te văd. Lasă că te văd eu, dragă. Cum ești? Bine. Ești bine? Da. Na, să știi că noi suntem foarte bine. Ne uităm la tine fiecare zi și fiecare seară, fiecare mișcare care o faceți și ce se întâmplă. Suntem cu ochii pe voi. Deciziile care o să le iei, noi te susținem. Nu o să reproșăm nimic, alegerile astea tale, ce decizii o să iei, noi o să fim de acord cu tine. Da, știu, mulțumesc. Doamna Valeria, da, așa, uitându-vă în casa mireasa, a făcut el cea mai bună alegere sau dumneavoastră ați fi avut o altă favorită? Deci, doamna Gabriela, eu niciodată nu vă aud. Nu, nu, vă aud, eu vă ascult. Deci eu niciodată nu m-am bărat în alegerea lui Andrei sau lui Andrada, fiica mea. Fiecare și-a făcut alegerea, eu i-am lăsat să-și facă alegerile să... Bine, atunci da. O să pun întrebarea frontal. Vă place Sabrina? Să știți că da. Nu am nimica cu fata, fata e frumoasă, într-adevăr. Probabil că fiind în emisiune într-o săptămână, două, nu se prea cunosc, probabil Sabrina vrea să cunoască alți băieți, nu e nicio problemă, e alegerea lor, eu pe Andrei îl susțin, decizia lui Sabrina îi aparține, deci nu, eu nu să mă... Eu sunt de acord cu alegerile lui Andrei, până la urmă o să vedem.
Dar e cam supărat, să știți. E cam supărat. Cred că ar trebui să-i spuneți ceva ce numai dumneavoastră știți. Să-i cântați un cântec de leagă, nu știu. Încercat să iau legătura cu el, că am văzut că e supărat și îl cunosc foarte bine, că el pune prea mult suflet la o fată. Dar asta e el. Nu am ce să fac, nu pot să-l schimb. Da, știți că au fost aici voci în casă care l-au acuzat pe Perneș că a fost fals. Așa e el sau într-adevăr? Lumea poate să vorbească cum vrea, că gura lumii niciodată nu s-o poate să o stupăm noi. Corect. Eu îl cunosc cine îi, îl cunosc cum îi, eu... Nu știu ce să zic. Deci, eu sunt de... cu alegerile la el o să fie, eu îl susțin. Bine, vă întreb altfel. Da. Ați vrea pentru fica dumneavoastră un soț ca băiatul dumneavoastră? Da, să știți că da. Aha, cam cu jumătate de gură, așa. Nu, să știți că da. Și Andrada are prieten și... E, nu, eu întrebam așa, v-ați dat seama, încerc și eu să vă scotocesc cumva. Nu. Nu. Andrei, eu ți-am zis că eu tac și tot eu vorbesc. Dar ce să zic? Da. Păi nu știu, spune-i ceva. Ce să zic? Știe cum, știe când zic un lucru. Ți-e dor de ea? Normal că mi-e dor. O iubești? Mie mi-e foarte dor de ea. Deci, Andrei, îi pui o mami. Da, mulțumesc mult și... Asta cu puiul mami, nu știu dacă i-a picat bine, că se duce în casa băieților acolo și... A, lasă, că băieții toți la fel. Așa e. Băi, da, știți cum e doamna Valeria, că toți sunt cocoși. Da. Da, până la urmă, când le e rău, tot la mama în brațe se întorc. Tot la mama plâng. Știu, da. Doamna. Gabriela, că... Asta e, suntem noi mamele, noi încercăm să-i protejăm, dar e mai... Doamna Valeria, vă doresc ca de acum încolo... La realitate. Îmi doresc ca de acum încolo să vă plângă în brațe doar de fericire. Și eu sper și să fie cu mine și să facă alegerile care crede că sunt bune pentru ei. Doamne ajută, așa să fie... E o fată frumoasă, deșteaptă, inteligentă. N-am absolut nimic cu... V-ar plăcea de Noră? Ea are exagerat. Se pune presiune de dacă... E o fată frumoasă. Da. Nu-i problemă, Sabrina. Deci nu, eu nu. Cu mine n-o să stai, doamna Gabriela. Chiar dacă o să fie ei la oaltă. Da. Mulțumim frumos, doamna Valeria. Vă așteptăm cu drag aici când aveți drum și când vreți. La nuntă vin. E, lasă și înainte de nuntă, că nu e doar nuntă. Mai veniți să vă vizitați băiatul. Știți cum e? E ca și cum ar fi plecat militar. Mai veniți, îmi aduceți niște chiftele, niște, eu știu, ce mai considerați dumneavoastră că îi trebuie. Bun. Vă îmbrățișez. O seară bună. O seară frumoasă să aveți. La revedere. Eu aș fi vorbit mai mult în locul tău cu ea. A, nu pot. Mai ales acum. Sunt foarte sensibil la chestia asta, deci trebuie să mă abțin. Dar te-ai încărcat un pic așa, da, cu energie pozitivă, nu? Da, aveam nevoie. Eu aș vrea să o întreb totuși ceva pe Sabrina. Te rog. Că mereu de câte ori vine în platou, o văd foarte supărată și încerc să înțeleg de ce are starea aceasta. Ieri ai spus că dacă l-ai vedea pe Perneș cu altcineva, totuși nu ți-ar pica bine, dar totuși nici nu vrei să-i dai o șansă să vă cunoașteți cumva, să... Vreau să înțeleg, de fapt, ce-ți dorești tu. Am înțeles că alt băiat nu vrei să cunoști. Dar eu n-am înțeles că... Știi care e senzația mea, apropo de ce întreabă ea? Că te-ai supărat așa brusc și de la ceva, dar nu știm de la ce. Adică nimeni nu și-a dat seama de la ce. Astăzi? Ei, nu astăzi. Când ai hotărât că nu mai vrei cu bietul om. N-am. Au fost mai multe gânduri adunate. Nu știu dacă am luat decizia prea așa rapid sau nu. Dar acum nu-s ok nici eu și încă încerc să-mi clarific și eu în mintea mea tot. Și tu ai nevoie de timp? Da, am nevoie de timp. Și nu-i mai ok să-i spui lui Perneș, știi, uite, totuși nu vreau să închid barierele, dar tot poate în timp să vedem, poate se leagă ceva, decât să-i spui direct, nu? Nu vreau să-l țin cumva. Și dacă îl pierzi?
Dar el nu pleacă oricum. Dacă e să fie al meu. El oricum a zis că vrea să lupte pentru tine și că ești femeia perfectă pentru el. Știi cum, dacă era Raluca aici, v-aș fi pus să vă uitați în oglindă unii la alții, doar că cu invers, știi? Eu eram în locul tău, Sabrina, cum ar fi fost. Asta am spus înainte să avem discuția asta. Noi astăzi vorbim cu cineva, exact asta am afirmat. Parcă vă văd pe voi la Indigo, doar că invers. Da, mă rog, gata, mai aveți ceva să-i spuneți? Că eu vreau să-i las în pace, să-și vadă de treaba lor, să se ducă, să le dăm timp, vreo două minute, să se hotărască, să facă... Aș fi vreau să-i spun lui Perneș că vibe-ul mamei tale mi-a adus aminte de tine la început. Tu ești un băiat așa mișto, ai intrat cu energie, da, așa exact, pozitivă și exact. În ultima perioadă te-am văzut mai mult în discuții contradictorii, except în discuția cu Andrei, care chiar mi-a plăcut. Da, aș fi vrut să iei din nou vibe-ul ăsta de la mama ta. Și s-ar putea ca din cauza asta să fi și pierdut teren în fața Sabrinei. Adică nu trebuie să fii chiar baleg așa în fața femeii. Aoleu, am zis-o la televizor. În fața femeii, știi? Fii și tu mai, Zoe, fii bărbată. Mai... Da. Pe de altă parte, dacă așa ești tu... Nu te schimba tu. Nu te schimba, da. Da. Nu mă schimb. Nu e vorba de schimba. Știu ce-mi dorești. Mi-am asumat lucrurile. E vorba de alte... Pe de altă parte, dragilor, niciodată voi nu o să știți ce e în mintea noastră și noi ce e în mintea voastră. Clar. Doar că, acum să recunoaștem cinstit domnișoarelor și doamnă, noi suntem un pic mai diabolice decât ei.